Cristian Nedelcu, Cristian Constantin, Andreea Jacqueline Timoftei și Andreea Levcenco și-au realizat baremul pentru calificarea la campionatele europene de atletism din această vară și vor reprezenta România la competițiile continentale de junior și tineret. Performanța este una remarcabilă și copiii pregătiți de către Alin Larion, Carmen Botea și Niculina Chiricu continuă să depășească așteptările. Patru puși constanțeni au reușit să-și asigure faima de o vară prin calificarea la campionatul european, 3 la juniori în Suedia, 1 la tineret. Primul pe lista performanțelor este Cristian Nedelcu, obișnuit cu rezultatele remarcabile încă de la cadeți, sportivul aflat acum sub aripa lui Alin Larion, a reușit să treacă de granița calificării la 400 de metri garduri. Proba sa favorită și la 110 metri garduri, fiind astfel într-o veritabilă dilemă privind participarea într-una dintre probe. Cristi a făcut concursuri bune vara aceasta și suntem fericiți cu performanțele sale. Faptul că ne-am calificat la europene cu 53-28 față de baremul 53-75 este o mare bucurie și sper să continuăm pe această pantă ascendentă. Calificarea la 110 metri garduri a fost o surpriză, dar a venit, însă nu vrem să dezvăluim ce strategie ne-am propus pentru viitor, ne-a declarat Alin Larion. Al doilea calificat al Constanței este Cristian Constantin, cel mai bine clasat sportiv român în ierarhia europeană de triplu salt, cu un loc 14 în acest an. Antrenat de către Carmen Botea, Constantin este și el pe o pantă ascendentă care trebuie menținută, iar antrenorul său nu și-a ascuns speranța că va face un european memorabil. Andreea Jacqueline Timofei este a treia sportivă care va merge la aceeași competiție și deja putem vorbi de o veterană. Participantă la campionatul mondial în 2014, Timofei a obținut calificarea duminica trecută cu o performanță de 60,78 secunde, a 20-a performanță continentală, dar până la atletism are un alt test important în această vară. Sunt fericită că m-am calificat, bineînțeles, dar recunosc că am acum gândurile către examenul de bacalaureat. Este testul cel mai important al verii și nu ascund că am mari emoții. Sper însă să trec cu bine de acest moment și să merg înainte, a declarat eleva Niculinei Chiricuță. Andreea Levcenco închide lista, dar nu este cu nimic mai prejos decât colegii săi. Studenta Universității Ovidiu s-a revenit spectaculos după o perioadă mai puțin fastă și s-a calificat la campionatul european de la Tallinn cu o săritură de 13,7 metri realizată sâmbăta trecută. Baremul era de 12,95, iar săritura s-a adus-o direct pe locul 11 în Europa, doar 15 atlete reușind să-și asigure un bilet pentru Estonia. Performanța a fost salutată de antrenorul său, cel care nu și-a pierdut niciodată încrederea în ea.